Bine v-am găsit, ediția a doua, Cafeaua de după. No, acum ziceți voi că ne știm de atâta vreme, suntem prieteni de atâta vreme. Sună cumva, sună bine, Cafeaua de după? A? Am comprimat toate videourile din timpul săptămânii de pe YouTube într-unul singur, relevant, Cafeaua de după. După o săptămână grea, după o săptămână cu stres, după o săptămână cu muncă, după... A? Merge, nu? Se întoarce Nicu Bendea, pe net. Că a zis, unde ați plecat? Se întoarce Nicu Bendea, că așa se întorc și păsările migratoare. Mă rog, după cum vin norocul. La unii se întorc păsările migratoare, la unii se întorc bormașinile. În primăvară, uneori apar ghioceii, dar unele orașe, mai ales alea de 5 stele, în loc de ghiocei, apar trotinetele. Trotinetele. Păi da, și ele sunt așa pirpirii, cu un fir verde lângă trotinetele și când băiatul sau fata de pe trotinetă depășește limita de viteză, atunci când o oprește poliția sau poliția locală, ia poziția de ghiocel. Sărbători mari, urmează sărbători mari. Mâine avem 1 mai și poi mâine sunt sfintele sărbători de Paști. Da, să le luăm pe rând. Prima dată luăm o gură din ceașca de cafea, cafea pe care voi o oferiți cu generozitate pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Și chiar e bună și vă mulțumesc pe rând să le luăm. Deci mâine e 1 mai, ce sărbătorim? Ziua oamenilor muncii, ziua oamenilor care muncesc. Și tot pe 1 mai, în tradiția populară, se spune că e ziua armindenului sau ziua bețivului. Ziua bețivului. Deci pe 1 mai ziua oamenilor care muncesc și ziua armindenului. Deci e perfect compatibilă cu matricea genetică a poporului român. Că ce muncă e aia dacă nu reușești să tragi ceva la măsea? Nu iese planul. Nu iese planul. Nu-i niciun paradox, așa este. Păi de 1 mai ce facem? Ieșim la o iarbă verde, la un grătar și bem o bere. De ziua armindenului să bea vin roșu, să ai roșață în obraj, să fii sănătos tot anul. Ei, dacă n-ai vin roșu, bei un vin roze de la domeniul Ciumbrud. Cam și o gâtul ud. Dacă n-ai bere, dacă n-ai vin, merge și o cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea. Dar ce vreau să vă zic, că nu mai poți respecta sărbătorile astea. De exemplu, pe vremuri de arminden, bărbații mergeau în pădure și tăiau ramuri verzi dintr-un copac și ramurile le aduceau acasă și le puneau la porți ca să ferească respectiva familie de spirite malefice. Acum, de unde să mai tai? De unde să mai tai că toate pădurile sunt duse în străinătate? Sănătate, noroc, că e roșu, că e roze, să fie bun și să fie bine primit. Bine că s-a terminat postul, s-a încheiat postul 7 săptămâni, foarte mult, e foarte mult. Deci Carmen Brumă, soția neoficială a neoficialului Mircea Bravo, a lansat pe internet un program Slăbește și fii suplă în postul Paștilor. Cu 70 de lei îți puteai comanda un program de ăsta. Să fii slabă, să fii suplă în postul Paștilor, da. Pentru că toate enoriașele la sfârșitul postului se spovedesc. Și ca să îngenuncheze mai bine sub sutană... trebuie să fie suple. Dacă urmezi programul ăsta al lui Carmen Brumă sau Mov și nu slăbești, vine soțul său neoficial Mircea Bravo și te bate. Sau depinde, că dacă dați voi doamnelor primul pum, l-ați parcat. Greu. Deși eu nu înțeleg, bă, postul ți l-ai asumat, da? Cu un cartof, cu o varză murată, cu o fasole frecată sau cu una bătută, depinde de perversități. Treci postul. Da, acum hipermarketurile au scos cârnăciori din plante. Cârnăciori din plante cu gust identic de cârnați, chifteluțe, șnițel, nu că îmi lasă gura apă dacă îmi vorbesc, cum să scoți, mă, e o blasfemie la adresa slanei bimilenare românești, mă. Cum să vii tu să pui în același tier, în aceeași farfurie, să pui cârnăciori, să pui șnițel din ierburi? Nu merge, nu, de asta abia aștept să vină Paștele să fac ca pe vremuri.
tradiționalul steak de struț. Steak de struț se pune la tigaie cu un pic de ulei și zici că e jumate de miel. Păi mai ieftin un steak de struț decât un kil de roșii românești, mă. Roșiile românești ajung pe tarabă de Paști cu 30 de lei kilo. Roșii românești. Dar cine vrea să aibă roșii românești pe masa de Paști? Pe masa de Paști trebuie să ai o roșii românești. La înviere este liber. Noaptea de înviere e liber, a zis președintele Iohannis. Nu e nevoie de declarație. Toată noaptea de înviere putem să mergem între biserici, să patrulăm, să, o să fie ok. Merge tineretul să ia lumina de înviere și după aia merge la un KFC, la un Mac. Da? După atâta post și mielul e greu, te duci la un fast food să iei ceva. Dacă tot e liberă circulația. Deși studiile, ce spun studiile? Vă zic imediat. Studiile făcute pe cobai spun așa, că mâncarea de fast food, mâncarea de la fast food, tâmpește. Au făcut studii pe cobai și cobaii, după ce mâncau niște Big Mac-uri, niște găletușe de la KFC, mergeau și dădeau cinciu cu pisica. Deci nu e ok. Și atunci s-au gândit că nici asupra creierului uman nu-s bune influențele astea de fast food. Generația care stă acum pe telefoane, când au auzit chestia asta, au zis: ce, fast food-ul tâmpește? Nu cred. De ce? Cafea bună de la voi, de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc tare mult de urmărire. Sper că vă place noul format cu cafeaua de după. Paște fericit, Paște frumos în lumina învierii Mântuitorului și sărbătoare pe cinste și de 1 mai și de Arminden, chiar dacă e sâmbătă, o zi înainte de Paște. Noi ne descurcăm, că românul se descurcă în toate. Până săptămâna viitoare, Nicu Bendea vă spune tradiționalul servus.